Salut, sunt Tare și bine te-am găsit pe canalul nostru de educație financiară. În acest episod o să discutăm de ce acumulez eu OMV. Dar înainte de începe acest episod, nu uita să dați și voi un like, un share și un subscribe pentru că mă ajută foarte mult. Și un comentariu pentru că oferă algoritmului un boost și arată videoclipul acesta și altor persoane interesate să facă bani ca tine. Bun. OMV. O companie pe care toată lumea a auzit de ea. Nu cred că există o persoană care se uită acum în momentul de față acest episod să nu știe ce face OMV. OMV, o companie pe care am spus și în episoadele mele că am acumulat-o. O companie în care dețin în momentul de față 3 acțiuni, undeva o sumă investită de 650 de lei, mă rog, 641, dar sunt pe minus 19 lei, nu e mare lucru. Uitându-ne mai bine pe această companie și uitându-ne pe acest grafic, dacă dau pe un an, o să ne uităm un pic că această companie stagnează în partea, din câte observ eu, da? Dar înainte să analizăm, o să vreau să vă spun că nu ofer sfaturi financiare, e ceea ce o să fac eu personal. Documentați-vă foarte bine despre ce vreți să faceți cu banii voștri și faceți-vă un plan cu banii voștri și nu încercați să vă luați după mine doar pentru că așa fac eu. Eu ce fac aici, fac pe propriu răspundere și propriu research și pe propriu risc, da? Deci documentați-vă înainte. Bun. Compania asta, eu zic că este una foarte bună de investit în momentul de fapt. De ce zice chestia asta? Pentru că în următoarea perioadă, în iunie, o să vă arăt imediat data, apare un ex-dividend, un dividend de 2,80 de dolari, adică 2 dolari și 80 de cenți, da? Poate ziceți, de ce 2 dolari 80 de cenți m-ar face pe mine să investesc într-o companie care oferă un dividend de 2,80 de cenți și costă 42 de dolari, da? O să ziceți că, na, nu prea e ok, nu prea e rentabil. Dacă o să dăm puțin jos această companie, o să vedem că are un dividend de 12%. De ce are 12% dacă oferă doar 5%? Păi, pentru că OMV, în momentul de față, mai oferă în aceeași lună, în iunie, oferă un dividend special. Bun, și haideți să ne uităm ca să analizăm, da? Deci avem dividendul de pe 2022 pentru anul acesta, un 2,80, da? V-am mai povestit de el, v-am mai spus de câteva ori, da? Avem un dividend X, un next dividend date pe 6 iunie, da? 2023, în momentul de față, când filmez, e 17 mai. În scurtă perioadă, da? Mai puțin de o lună, câteva săptămâni. Payment date-ul este în 12 iunie, da? 2,8 dolari plus 2,25 de dolari, da? Ne aduce undeva la 5,05 în momentul de față. Deci, dacă stăm puțin și calculăm, acțiunea dacă costă 42 de dolari, noi primim un dividend de 5,05 dolari, avem un dividend de 11%, așa ne zice aplicația, da? O să ne mai consultăm pe un site să vedem ce zice site-ul următor, să ne testeze teoria. Ne uităm direct pe site-ul de la OMV, cu ce au declarat ei, cu ce o să ne ofere. Dividend, ex-dividendul, aceeași dividend, da. Avem un ex-dividend la dividendul normal care îl oferă, pe care îl oferă, și avem un ex-dividend la special dividend pe care îl oferă anul acesta OMV. Același ex-dividend date, același payment date și un 2,20 de euro. Deci un 5,05 euro, da? Bun, o să mergem puțin înapoi pe trading 212 ca să calculăm, să facem un scurt calcul, da? Eu am 3,09 acțiuni și mulțim cu 5 dolari, ne vine undeva la 15 dolari pe care eu o să primesc dividend în luna iunie de la OMV. Această companie plătește o dată pe an dividende. Este o companie care eu a zice că în viitor o să crească dividendul. Anul acesta a fost oricum un dividend destul de mare de 5 dolari pentru că mai oferit și un special dividend. Pentru că anul trecut au avut încasări record pentru creșterea motorinei, a combustibilului și a traiului acesta cu inflație, au oferit și un dividend mai mare pentru că au avut
earnings-uri mai mari. Bun, revenim. Am 642 de lei investit, mă rog, acum în momentul de față, și 3 acțiuni, un dividend de 15 dolari. O să ne uităm un pic pe un site, pe un alt site, da? Să verificăm. Avem, arată la fel dividendul și arată 2,8. Arată 2,8 acest site pentru că este primul dividend care, pe care o să ți-l apară ție în listă, da? Dacă dăm mai jos, o să ne uităm că avem 2 dividende în această lună. Deci este, mă rog, în luna iunie, nu în această lună în momentul de față, 2,80 și 2,30, da? Mă rog, este 2,25, dar o aproximat la 2,30, deci undeva la 5 dolari. Eu mă gândesc personal, prezentându-vă această companie, OMV, să mai achiziționez măcar încă 2 acțiuni, să fac 5 acțiuni, să am un dividend de 25 de dolari, 25 de euro, care m-ar putea ajuta să mai achiziționez încă jumătate de acțiuni. Mai cumpărez încă jumătate de acțiune, anul viitor o să vedem ce dividende primim și vreau să fac un efect compus pe această companie. Dacă nu, o să acumulez pe Main Street Capital sau o companie pe care am arătat un episod de dividende lunare, o să-l vedeți aici sus sau puteți să intrați pe canalul meu și o să observați. Cam asta am vrut să vă spun episodul ăsta, nu vreau să-l mai lungesc. OMV, o companie în care eu o să acumulez în următoarea perioadă, adică până pe 1 iunie, după aia o să devină un pic cam scumpă pentru că o să vadă lumea special dividendul și o să acumuleze cam mulți. Da? Eu vreau să acumulez acum la prețurile astea 41-42 de dolari, chiar dacă a fost și mai jos, acum vreau să acumulez. Da? Bun, cu acestea fiind spuse, are un dividend 12%, puteți să o achiziționați și voi dacă vreți, faceți-vă research-ul, faceți-vă planurile. Eu am fost Alex și mulțumesc de vizualizare, sper că te-am ajutat, ne auzim data viitoare în următorul episod. Ciao, ciao!